Hei, salut, dragii mei, ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată, exact așa ca voi, când mă vedeți cu urechile de Mickey Mouse, înseamnă că testăm ceva. Astăzi testăm produse de beauty din Primark, le-am cumpărat ultima oară când am fost în Primark, aveți și un vlog de călătorie de acolo, dacă vreți să-l vizionați, vi-l las chiar pe aici. El este pe canalul de vloguri. Pe canalul de vloguri, în general, pun vloguri zilnice și vloguri de călătorie. Astea fiind spuse, în clipul de astăzi am 7 produse de beauty pe care le vom testa. A fost cererea foarte, foarte mare și am pe lista de clipuri și make-up din Primark. Dacă sunt multe, multe doritoare, data viitoare când mă duc în Primark fac și așa un stoc de make-up și testăm și make-up-ul de acolo. În schimb, astăzi testăm produse de beauty din Primark. În astea 7 produse am produse super ciudate și produse banale pe care toți le cunoaștem. Ca de exemplu, un produs foarte banal pe care îl vom testa în clipul de astăzi este peria asta. Mi s-a părut foarte mișto peria și din acest motiv am cumpărat-o. Și bineînțeles, vecinii au început să taie ceva. Adică, de ce nu ar construi, de ce nu ar renova ei ceva în casă când eu filmez? Totul este minunat. Vă ziceam despre peria asta. Este tipica perie pentru curățarea feței zilnice, dar nu este rotativă, electrică, e pur și simplu dai cu mâna. Așadar, ea a costat 1,50€, arată cam așa în pungulița ei și ceea ce mi s-a părut mie interesant, stați așa, o scot de aici, este faptul că, vedeți, așa arată peria, are un căpăcel de protecție, ăștia sunt perii periei, iar aici în spate are așa ceva din silicon, foarte, foarte mișto, care tot așa este pentru curățarea feței. Poți să o folosești cu spatele sau cu fața. Mi se pare ideală pentru duș. Ideală. Așa că am adus un bol cu apă și o să o testez aici cu voi. Să vedeți ce mai mult mă intrigă și vreau să testez partea asta siliconată pentru că mi se pare super mișto pentru curățarea feței. Deci hai să trecem la treabă. Spumă și mi-am pus un prosop pe picioare. Asta dacă cade ceva de pe fața mea. Bun. Și hai să vedem. Sunt foarte abraziv perii, adică nu sunt chiar așa de moi pe față, îi simt foarte abraziv. Și acum hai să încercăm și partea asta la altă. Oh, asta e belea. Îți oferă masaj. Oh, ce super! E foarte mișto partea siliconată, deci îmi place mult, mult de tot partea siliconată. Și la prețul la care a fost pensula, v-am zis 1,50€, mi se pare belea, belea. Acum o să-mi fac încurățirea feței aici în direct cu voi. E super, deci îmi place mai mult partea siliconată decât partea de perie. Am să-i dau un super like părții siliconate, iar părții cu peri undeva la mijloc, intermediu, pentru că înțeapă perii ăștia, nu sunt cei mai mișto, cei mai moi, dar în rest perii așa merită să o cumpărați. Pentru 1,50€ cred că e super ok, cele care aveți Primark pe aproape, bineînțeles. Bun, să trecem la buze. Pentru buze am 2 produse de îngrijire. Un lip balm, cel mai probabil, și un scrub. Un exfoliant. Scrubul e super ciudățel, să zic așa, între ghilimele. Se cheamă lip scrub. Este ăsta de aici și am. Costă 2,50€ și este de culoare albastru marin, așa, albastru marin. Și zice că este parfumat. Hai să vedem cum miroase și ce gust are, dacă are gust, și cum exfoliază buzele. Chiar am nevoie de așa ceva, deci trăiască exfoliantul de la Primark. Uitați, se desface el cam așa. Are un căpăcel de protecție pe care îl dăm jos și miroase a mentă, ca să știți. Și hai să vedem cum funcționează. Are gusta, oh, Dumnezeule, are gusta bomboane din alea cu mentă, știți? Ah, exact ca alea sunt. Deci îmi place mult de tot gustul lui. Și o să spuneți iar în comentarii, Elena, dar tu mănânci cosmetice? Ei, vorba vine. Și exfoliază genial. Deci, exfoliatorul ăsta îmi place foarte, foarte mult. Singura problemă e că, virgulă, cade zahăr din ăsta, granule cad peste tot, adică sunt plină pe picioare de granule de zahăr, dar mi-a lăsat buzele super exfoliate, le simt așa super moi, super hidratate, să știți, și cu un gust minunat a mentă. Și culoare și gust, mie chiar mi-a plăcut, să știți, o să-i dau un mare, mare like. Trăiască exfoliantul de la Primark, cum vă ziceam. Sper că nu am zahăr pe față. Bun, și acum că mi-am exfoliat buzele, hai să le hidratez cu acest
Ce este asta? Lip gloss. Oh my god, este un gloss. Deci uitați-vă cât de drăguț e glossul ăsta. Dumnezeule, e cel mai ciudat, funny gloss ever. E super, super drăguț. Spune aici că ar avea gust a strugure. Hai să vedem dacă este adevărat. Desfacem. Oh my god, cât de cute e. E super mega drăguț. Deci, are frunzulița asta. E un fel de lămâiță. Un fel de înghețată, pentru că are aici un băț. Are fustiță, are aici frunza de lămâie, să zicem, că cam seamănă cu o lămâiță, vedeți? Da, seamănă cu o lămâiță. A, pe aici bănuiesc. Tragem așa în jos de bețișor. Iese chestia asta. Ah, ok, se deschide. Deci eram total pe lângă, habar nu aveam că se deschide așa. Deci se deschide, ați văzut și vreo cum s-a deschis așa. Da, deci asta este doar de fațadă treaba asta. Și se ia cu degetul, după câte văd. Miroasea struguri, da? Și este un lip balm mai degrabă, lip gloss nu prea, că nu seamănă cu glossul, nici la atingere, nici pe buze, e un lip balm. Un strugurel de buze, permanește, care e foarte, foarte hidratat. Miroase drăguț, e foarte interesantă chestia. Asta ar fi trebuit să o băgăm în testăm rujuri ciudate, pentru că chiar e o ciudățenie. Îmi place tare, tare mult să-i dăm un like, pentru că e super, super drăguț. Să testăm masca. Am cumpărat o mască, costă 2 euro și e o mască din asta, gen șervet, pe care o aplici pe toată fața. Nu e nici lichidă, nici fluidă, pur și simplu e un șervețel, din câte văd eu în imagine, impregnat în smoothie și este o mască pentru reîncărcarea feței. Se cheamă Skin Shoot și arată așa cu un pahar pe ea. E destul de interesantă. Hai să deschidem, o aplicăm pe față. Trebuie să stau cu ea pe față între 15 și 20 de minute. Deci îmi iau o doză de Instagram cât timp folosesc masca asta și după revin cu impresia. Pauză. Miroase divin. Minunat. Dar știu, în momentul de față sunt Mickey Mouse fantomă. Revin după 20 de minute. Ei bine, dragilor, dragilor, au trecut cele 20 de minute de relax, dar vreau să vă spun câteva chestii despre masca asta. În primul rând, orificiile, mai ales la ochi, sunt foarte, foarte mici. Aș încerca eu să o ridic și să o pun... cum trebuie, orificiul ochilor este foarte mic. Asta ar fi un minus. Și încă un minus pe care l-am simțit pe de-a lungul celor 20 de minute a fost că simțeam o ușoară usturime la început. Acum e totul ok, dar la început simțeam o ușoară mâncărime. Nu se usucă, vedeți și voi că au trecut cele 20 de minute, aproape 25, și nu e tipul ăla de mască care se usucă în timp. Nu, e la fel de plină de produs ca prima oară când am pus-o eu pe față. Acum o dăm jos și vedem ce și trebuie. Arată fața mea după ce mi-am dat masca jos, plină de produsul ăla în care era imbibată masca. Simt fața ca și înainte, adică nu vă gândiți că e ceva wow, super mega mișto, dar e fața hidratată. Acum o să o masez puțin, să bag bine produsul în față și... după o să mă spăl pe față, pentru că nu-mi place să rămân cu produsul ăsta pe față, mi se pare așa puțin grețos. Acestei măști îi voi da un like pentru că am avut 25 de minute de relax cu ea, deci da, mi-a plăcut, miroase drăguț, masca e ok, are și minusuri și plusuri, dar să zicem că are mai multe plusuri. Mi-a plăcut destul de mult, ar trebui să o folosesc de mai multe ori ca să-mi dau seama dacă e una din măștile mele favorite. Ei bine, dragilor, hai să vă arăt cea mai mare ciudățenie pe care am găsit-o la standul de beauty Primark. Este năbădaia asta de aici. Elena, ce e în asta? Ăsta este un gel de duș sub format de gelatină. Deci e pur și simplu o gelatină pe care ți-o aplici pe corp și este un gel de duș. Am găsit-o la reducere, costa 1,50 € și ea arată, stați așa să reușesc să o desfac, arată cam așa, vine închisă. Tu o desfaci pe aici prin colțișor și hai să vă arăt cum arată produsul în sine, că o să rămâneți trăsniți. Ia uitați-vă,
E pur și simplu gelatină, asta da. Să-i dau toată asta. Cam așa arată gel de duș și mi-aduce aminte foarte mult și mirosul, miroase a trandafir, nu v-am spus, și consistența lui cum arată, parfum din ăla pentru cameră, gelatinos, nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. O să vă las o imagine cu parfumul ăla pe care îl puneam peste tot și era așa tip gelatinos și mirosea exact asta. Ei, ăsta e un gel de duș care are o textură foarte gelatinoasă, vedeți? Uitați-vă și voi, am luat o bucată de gelatină. Deci pur și simplu se iau așa bucăți de gelatină și ți-l aplici pe corp. E foarte, foarte interesantă treaba. Vedeți că începe să facă spumă și cad bucăți de gelatină. Textura care o are gelul ăsta de duș e foarte cremoasă, da? Foarte cremoasă și pare că te speli cu gelatină, știi? Gelatină din aia de mâncat, pur și simplu. E o senzație foarte curioasă, foarte ciudată, dar care îmi place, îmi place foarte, foarte mult și miroase, Dumnezeule, deci miroase divin, divin, divin miroase gelul ăsta de duș, deci dacă aveți ocazia să-l cumpărați, cumpărați-l pentru că este minunat! Mă duc să mă spăl pe mâini și să dau jos nebunia, uitați-vă câtă spumă a făcut, dar vedeți că e o spumă din asta cremoasă, vedeți? Deci îmi place foarte, foarte mult, o să-i dau un mare like! Asta e descoperirea anului! Gelul de duș gelatinos. Următorul produs pe care îl testăm, de fapt pe care l-am testat eu ieri, pentru că știu deja cum merge treaba cu el, este șamponul ăsta uscat, marca proprie Primar. L-am testat ieri, vă las cu testul să vedeți ce și cum despre el, cum mi-a mers cu treaba asta și revenim. Am părul puțin mai gras, după cum vedeți, în seara asta oricum o să fac baie, așa că o să testăm nebunia astăzi. Șamponul uscat arată așa, are acest difuzor și o să îl aplic la rădăcină. Hai să vedem. După cum vedeți, nu lasă albeață ca batistul, ceea ce este minunat. Așa. Pe mine mă interesează foarte mult aici, în partea asta din față. Și acum o să frec așa puțin, până se usucă, simt o ușoară umiditate în păr, ca să știți, și o să continui să fac așa până se usucă în totalitate. Îl simt rece acum, nu ud, ci rece. Și deja parcă văd o ușoară schimbare, este posibil așa ceva? În prima instanță îmi place foarte, foarte mult că nu lasă albeața aia ca batistul. Știți că batistul lasă albeață și se cunoaște? Ei, ăsta vedeți și voi că nu lasă absolut nimic și mi-a lăsat părul super, super fresh. Chiar nu vine să cred. Bun, acum mă pieptăn și să știți că îmi place foarte mult cum mi-a lăsat părul. Adică simt așa curat și, după cum observați și voi, n-are pic de albeață pe niciunde. Să știți că pentru prima probă, pentru primul test, îmi place foarte, foarte mult acest produs. Mi-a lăsat părul super, super fresh și eu l-aveam foarte gras. Trebuia spălat. Mi l-a lăsat super curat, curat între ghilimele. Și ceea ce îmi place cel mai mult este că nu lasă albeața aia cum face batistul, șamponul uscat pe care cu toate îl cunoaștem. Deci e un produs foarte, foarte bun și unde mai pui că e și foarte, foarte ieftin. Ăsta micuț costă 1,50€ și pentru călătorii îl văd genial. Îmi place tare, tare mult. Pentru o urgență chiar îl recomand. Ei bine, și ultimul produs pe care îl vom testa în clipul de astăzi este pensula trandafir. Am găsit-o în Primar, când înainte să-mi ajungă un set complet de pensule de genul pe care le vom testa într-un clip viitor și a costat 5€. Destul de scumpicică, aș spune eu, dar să zicem că e ediție limitată de la Frumoasa și Bestia și hai să zicem că o testăm. Deci, îmi fac și eu un machiaj corect corespunzător și cu pensula asta o să-mi aplic blush-ul imediat. Gata, m-am aranjat, m-am machiaj și eu puțin și acum vom pune la test pensula pentru că nu mi-am aplicat blush-ul și să-mi aplic cu trandafirașul blush-ul. Mamă, ce rimă am tras! Hai să vă arăt și cum arată pensulica când o desfacem. Arată cam așa. Stați așa să vă lac. Iese, hai prietene! A, iese, iese, cum să nu iasă? Ia uite că iese, ia uitați-vă ce frumoasă e. Iese, iese, cum să nu fie? Toată pensula iese de plastic, tot ăsta verde e de plastic, iar tot ce înseamnă pensula în sine, ceea ce atinge fața, este din păr sintetic, cel mai probabil. Are tot felul de detalii aici sus, e pur și simplu tăiată ca un trandafir, e foarte, foarte moale și are și aici o etichetă de Disney pe care o voi scoate eu chiar acum.
Trebuie să vă spun adevărul că îmi place tare, tare mult cum aplică blush-ul ăsta. Nu știu, nu știu la altele cum o să funcționeze, dar la blush-ul ăsta îmi place foarte, foarte mult cum l-a aplicat. Foarte, foarte natural. Arată foarte natural blush-ul. Blush-ul oricum mie îmi plăcea și cred că se poate vedea și cu make-up-ul de astăzi. O să-i dau un mare like acestei pensule pentru că îmi place. Mă așteptam să fie ceva mai altfel, dar nu înțeapă. E foarte, foarte moale, aplică fine, difuzează fine, deci e perfectă. Mare like pentru pensula Trandafir. Ei bine, dragilor, și cam până aici clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut, că v-am distrat cu acest clip minunat. Și nu uitați să-mi spuneți în comentarii care produs v-a atras așa în mod special atenția. Vă las informații utile ca de obicei în descrierea acestui clip. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și pe Instagram unde postez lucruri minunate în fiecare zi. Dacă m-ar lăsa și pe mine vecine să-mi iau la revedere de la voi ar fi minunat. În continuare am să vă las cu alte clipuri de ale mele, care le aveți pe aici. Sper din suflet să vă placă la fel de mult ca acesta. Eu vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem curând în următorul clip. Adios!